După ce, pe decursul a câteva săptămâni, am discutat despre cunoașterea lui Dumnezeu, haideți să privim acum, rămânând în această tematică, la principiile acestei cunoașteri sfinte. Și încep prin a repeta cuvinte care le-a rostit Daniel în rugăciune atunci când Dumnezeu i s-a descoperit într-un moment greu al vieții și al activității sale. Daniel 2. Versetul 20. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Al lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și îi pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumină. Pe tine, Dumnezeu părinților mei, te slăvește și laud, că își mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, că și ne-ai descoperit taina Împăratului. mei, Dumnezeu vrea ca fiecare generație de oameni, așa după cum și aceștia erau tineri, să ajungă să cunoască realitatea spirituală a lucrurilor, să primească lumină de la Dumnezeu pentru că a cunoaște pe Dumnezeu și căile Lui nu se poate învăța ca și vreo altă disciplină pământească, ca și cum învățăm matematica, de exemplu. De exemplu, în cartea de Autonom, la capitolul 31, avem o referință despre dorința lui Dumnezeu ca fiecare generație de oameni să audă cuvintele sfinte, dar să le fie și explicate și apoi urmau să primească lumină specială din partea Spiritului Sfânt ca să-L poată pricepe pe Dumnezeu. 31, versetele 12 și 13. Să strângi poporul, bărbații, femeile, copii și străinul care va fi în cetățile tale, ca să audă și să învețe, să teamă de Domnul Dumnezeul vostru, să păzească, să împlinească toate cuvintele legii acesteia pentru ca și copiii lor, care nu vor cunoaște, să audă și să învețe și se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, în tot timpul cât veți trăi în țara pe care vă lua stăpânire după ce veți trece Iordanul. Și într-un mod practic, exact după trecerea Iordanului, citim din cartea Judecător, capitolul 2, versetul 10, că Fiecare generație trebuia la rândul ei să audă legea și nu numai, cum am spus, și să-L poată pricepe pe Dumnezeu. Altfel, experiența generației părinților lor nu le folosea. Scrie în judecător 2 ,10, tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul. Nici ce făcuse el pentru Israel. Aceștia erau atât de săraci încât nu primiseră nici măcar învățătura ce putea fi transmisă de la părinților. Pierduseră și noțiunile despre lege. Poate nu erau la curent nici cu toate experiențele binecuvântate ce le-au trăit părinților. Dar pe lângă aceasta aveau nevoie de o experiență specială. Însă, în a cunoaște pe Dumnezeu, există reguli, principii ale cunoașterii Sfinte. Dumnezeu este gata să descopere oricărui om, totuși, este stăpân și decide cui și în ce mod să se descopere. Vă voi cita din cartea Iov, mai tâi, din capitolul 9 și apoi din 12, câteva aprecieri acestui om care îl cunoștea pe Dumnezeu, așa cum declară la finalul cărții, dar și-a dat seama în experiența negativă prin care a trecut că Dumnezeu are ascult. Și dacă Iov pricepea ceva, prietenii lui pricepeau mai puțin și alții nu pricepeau deloc, iată ce scrie așadar în Iov 9 de la versetul 4. A lui este înțelepciune, exact cum zicea și Daniel și a tot puternicia. Cine s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit? El mută deodată munții și răstoarnă în mânia sa, zgude pământul, poruncește soarului, Întinde cerul, umblă pe înălțimile mării, face operații în cosmos și apoi ascultați ce scrie de la versetul 11. Iată, el trece pe lângă mine și nu-l văd. Se duce și nu-l zăresc. Dacă apucă el, cine-l va opri? Cine-i va zice? Ce face? Deci, nu este ușor să-l observi pe Dumnezeu în lucrările sale și cu atât mai puțin să le poți controla sau să-i ceri lui Dumnezeu, de ce a făcut operația asta? Ascultați-mă ceea ce vă citesc din capitolul 12, de la versetul 9. Aici este o constatare post factum. Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri? El ține în mână sufletul tot, tot ce trăiește, suflarea oricărui trup omenesc. Continuă de la 13. La Dumnezeu este înțelepciunea și puterea, sfatul și priceperea sunt ale Lui. Rețineți combinația aceasta, înțelepciunea și puterea. Adică El decide cum să facă, după înțelepciune, și cu puterea execută. Și omul n-apucă nici să-L priceapă uneori, și apoi nu poate să controleze sau să-L împiedice pe Dumnezeu să nu facă ceea ce în înțelepciunea Lui a decis. Ce dărâmă de El nu va fi zidit din nou, pe cine îl închide, el nimeni nu îl va scăpa. Și vreau să observați în versetele următoare ce le voi citi de câte ori apare expresia El, adică lucruri ce le face Dumnezeu, peste capacitatea noastră de înțelegere, peste puterea noastră de a-L opri sau de a colabora uneori cu El, că nu, nu știm într totul cum acționează. El oprește apele și totul se suc, El dă drumul și pustie pământul, El are puterea și înțelepciunea, și pereche, el stăpânește pe cel ce se rătăcește. Și meditați asupra acestui verset. El aropesc rope și turbură mintea judecătorilor. Deci cei ce ar trebui să dea sfaturi consilierii, cei ce ar trebui să decidă judecătorii, pot fi afectați de Dumnezeu. Și ei nici măcar să nu fie conștienți de asta. El dezleagă legătura împăraților și le pune o frânghe jurul coapsilor. Ei i pe preoți, el răstoarne pe cei puternici. El taie vorba celor meșteri la vorbă, el amintea celor bătrâni. El varsă dispreț asupra celor mari, el dezleagă brâul celor tare. El descoperă ce este în întuneric, el aduce la lumină umbra morții. Nu degeaba Dumnezeu spunea în mai multe împrejurări menționate în Scriptură, este ceva prea greu pentru Domnul? Sau cine s-ar putea amesteca să-i dicteze ceva sau să-i spună, n-ai făcut bine, Doamne, trebuia puțin altfel. Deci, avem un stăpân care trebuie înțeles. Dumnezeu este credincios, este corect în ceea ce face, este cu toate atributele pe care le-am enumerat la vreme potrivită. Dumnezeu, cum spuneam atunci, nu face nimic împotriva voiei sale, nimic care nu este în concordanță cu dragostea sa, cu Adevărul. Dar haideți să privim la patru principii în această seară ale cunoașterii sacre. Un prim principiu. Biblia este standardul cunoașterii Sfinte. Nu există noțiuni care să ne parvină de la Dumnezeu să fie în contradicții cu Scriptura. Scripturile ne oferă o învățătură suficientă și necesară. Sunt două expresii foarte importante, suficientă, adică ceea ce avem nevoie și necesară. E un alt mod de a spune a ceea ce avem nevoie, a ceea ce ne trebuie. Atât Vechiul cât și Noul Testament în această ordine descriu tot ceea ce Dumnezeu a îngăduit să ni se spună. În Cartea Apocalipsei, la un moment dat, Ioan a primit încă o viziune. Și s-a spus, și scrie în Apocalipsa 10, pe ce Adică asta ne voi să transmiți. Apostolul Pavel a fost răpit în rai la Dumnezeu. Și a spus că sunt lucruri păstrate, ascunse de Dumnezeu. Profeții au încercat să zărească mai mult decât le a descoperit Dumnezeu. Dar Dumnezeu a limitat. La un moment dat și Domnul Iisus Hristos spunea că sunt anumite noțiuni despre ziua aceea, păstrate secret și de îngeri, spunea nici fiul nu știe. Deci Scriptura este măsura de cunoaștere dată oamenilor. Dar, repet, este o măsură suficientă și în același timp Necesară. Deci, orice om, dacă ar spune: Vreau să aflu mai mult decât este în Biblie, trebuie să se mulțumească cu cât este. Dar niciun om nu poate să spună: Ai prea mare Biblia, nu am nevoie de tot ceea ce este în ea. Nu-i doar suficientă, e necesară. E nevoie să ne familiarizăm, să cunoaștem ceea ce este scris. Iată ce spunea Apostolul Pavel ucenicului său, învățătorului Timotei, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, deci aici avem siguranța unei cunoașteri. Și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit, și cu totul destoinic. Deci, dacă cunoști ceea ce este scris, ești desăvârșit și ești cu totul destoinic. Vreo altă revelație separată, suplimentară, nu te face mai destoinic. N-ai nevoie decât atât. E suficient. De asemenea, citim în Coloseni, capitolul 2, despre Domnul Isus Hristos, partea a doua versetului și apoi versetul 3. Și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu, adică pe Hristos. Acesta este un tot, un întreg pentru noi, cine este dat, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. O altă etapă de, etapă de cunoaștere va fi la înviere, Ceea ce avem nu este de săvârșit, dar pentru statutul nostru de oameni, pentru lucrarea ce avem de făcut, este suficient. Dar dacă nu vrem să cunoaștem sau nu ne silim să cunoaștem cât este scris, suntem vinovați. E ca și într-un stat. Legile care sunt date pentru publicul larg sau fiecare potrivit cu profesia lui, e datoria oamenilor, a celor specialiști să le învețe, să-și asume învățătura. Dumnezeu, fiindcă omul este o ființă inteligentă, așa cum spuneam de la începutul acestei tematici, ni se descoperă prin cunoaștere la nivelul minții și Scriptura poate fi percepută în felul acesta. Hai gândiți-vă puțin într-o comparație ce mijloace și ce măsură de cunoaștere a lăsat Dumnezeu vietăților. Vedeți că fiecare insectă, pasăre, mamifer, are o anumită înțelepciune. Ele nu se învață după carte. Dumnezeu pentru ele a lăsat o altă modalitate de pricepere. Și ele, vă rog să sesizăm, din tată în fiu, din generație în generație, știu lecția. Nu o să fie anul acesta, în 2007, berze, pe care să nu le poată lămuri părinților să plece cu ele în țările calde. Ei învață. Numai oamenii, generație cu generație, prin greu. Și cum se spune la noi la români, uite repede. Spunea profetul Ieremia în cartea sa, capitolul 8, versetul 7, chiar și Cocostârcu își cunoaște vremea pe ceruri. Au semnele lor. Cum spuneam și despre om, că se poate orienta după revelația din natură, cine a creat cosmosul. Dar nu e suficient Dumnezeu, dar Biblia să fim desăvârșiți. Dar pentru o vietate e suficientă natura și ceea ce are înzestrat în genele sale. Noi avem și noi în genele noastre în conștiință, dar noi avem Biblia. De aceea scrie mai departe aici, deci turtureaua, rândunica școcorul, și cocorul și așa adăuga eu toate celelalte, își păzesc vremea venirii lor, dar poporul meu nu cunoaște legea Domnului. Deci pentru a face ceea ce ni se cere, ca să ne cunoaștem și noi stăpânul, măcar ca și asinul și boul. Avem nevoie de Scriptură. Un om fără Biblie, fie el pocăit, nu-l cunoaște pe Dumnezeu, nu cunoaște ceea ce trebuie și să nu încerce nimeni să ajungă la cunoașterea lui Dumnezeu pe o altă cale în afară de Scriptură. Numai că, o înțelegere, o interpretare corectă a Bibliei asigură soluții corecte în toate problemele vieții. Dar dacă nu o înțelegi corect, te poți încurca. Deci, completând prima idee, aș spune, trebuie să știi Biblia, dar să o pot interpreta corect. A întrebat Domnul Iisus pe un învățător în Luca 10, care voia să capete viața veșnică. Mai întâi, citești în lege? Cum citești? Și el a spus, așa și așa. Și apare a doua întrebare. Dar cum înțelegi? Cine este aproapele? Pentru că se poate greși la interpretare. De aceea spunea apostolul Petru în a doua sa epistolă, capitolul 3, De la versetul 1, preiubiților, aceasta este o două epistolă pe care vă scriu, un două, caut să vă trezesc mintea sănătoasă. Mintea sănătoasă. Este baza de date umană, corectă, nevirusată, unde Dumnezeu poate să aducă informațiile sale. Ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proșii, de porunca Domnului și Mântuitorul nostru, dată prin Apostolii voștri. Și apoi ascultați de la versetul 15. Să credeți că în de lungă răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum va scris și prea iubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea Tatălui. Ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unii lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, adică le interpretează greșit, ca și pe celelalte scripturi, efectul spre pierzarea lor. Voi deși prea mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați stârâți de rătăcirea acestor nelejuiți și să vă pierde stăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a Lui să fie slavă acum și în vecii, vecilor în ziua veșniciei. Amin. Deci iată cât de important este să pricepem ceea ce aici scris. Vă citesc din în Vechiul Testament, acum din capitolul 17 din Deuteronom, pentru a arăta că Dumnezeu întotdeauna și în vechiul legământ și în noul sistem a rânduit oameni care să ajute poporul la înțelegerea lucrurilor. E drept că în paralel și diavolul a format oamenii lui care vor să-i abată de la adevăr. Și aici este o luptă mare, Retornăm 17 de la versetul 8. Dacă ți se va părea prea greu de judecat o pricină, te frămân singur cu o problemă. Sau o discutați la nivel de familie și nu-i puteți da de capăt. Cum s-ar interpreta corect? Nu spunea nu de mult cineva. Am discutat încă cu o persoană. Și după mintea noastră, am considerat că facem bine așa. După aceea, după ce a ieșit foarte rău și a zis, dar nu m-am mai putut eu consulta și cu altcineva. Dar acțiunea se loc. Sfatul pentru lucrurile grele de înțeles sunt trecute de la versetul 8. În continuare, să te scoli, să te sui la locul pe care va alege Domnul Dumnezeul tău, să te duci la preoți, leviți, la cel ce va îndeplini atunci slujba de judecător, să-i întrebi și ei îți vor spune hotărârea legii. Versetul 11. Să faci după legea pe care te vor învăța și după hotărârea pe care o vor rosti ei, și apoi scrie de la versetul 12: Că numai mândria poate să-l mai facă pe un om după ce a primit lumină și a fost sfătuit prin cineva să refuze un sfat bun. Vă dau și încă un exemplu din cartea 2 Cronici, capitolul 19, din vremea Evlaviosului Regii Osafat, care a rânduit în țară învățător, judecător, să explice oamenilor, toată lumea să lucreze în dreptate, să știe cum să facă, să nu întristeze voia Domnului, să nu se abată de la lege. Și mai întâi i-a învățat pe oameni. În țară, a făcut școli, ceea ce ar fi mea noastră școli de cateheză, apoi învățătură de studiu biblic în biserică. Și scrie aici, de la versetul 8, când s-a întors la Ierusalim, Iosafat a pus și aici peste pentru judecățile Domnului și pentru neînțelegeri leviți preoșii și căpetenii peste casele părintește lui Israel. Și iată porunșile pe care le-a dat. Voi să lucrați în frica Domnului cu credință și curăție de inimă. În orice neînțelegere care va fi supusă de frații voștri, care locuiesc în cetăților și anume, cu privire la un omor, la o lege, la multe. Așa să lucrați și nu veți fi vinovați. să luminați, le spunea liderilor. Și iată că aveți în frunte pe marele preotamarea pentru toate treburile Domnului și pe zebatea fiului Ismael, căpetenia casei lui Iuda, pentru toate treburile împăratului, și aveți înainte pe dregător, pe leviți, întăriți-vă și lucrați, și Domnul să fie cu cel ce va face binele. După ce poporul a fost dus în robie și o parte din ei s au întors înapoi, împăratul Persiei din vremea aceea și-a dat seama că oamenii au nevoie să aibă un învățător bun, la plural este mai corect spus învățător, care să știe să învețe, să le explice cum este bine. Și astfel l-a trimis pe Ezra cu mandatul acesta și scrie în cartea sa, în capitolul 7, vă citesc doar versetul 10 și 25, să vedeți dorința lui Ezra și apoi sfatul împăratului. Căci Eștira spusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului. Deci, a vrut el să studieze, ca și apostolii, care au zis noi vom stărui asupra cuvântului. Cu ce scop? Și să învețe pe oamenii în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Fiindcă ei fuseră împrăștiați printre toate regiunile Imperiului, după cum fuseră deportați. uitați uitaseră, erau o nouă generație, trecuseră 70 de ani. Și aveau nevoie să fie învățați, ca și oamenii ce vin din lume sau ca și copiii din următoarea generație ce se ridică în biserică. Apoi scrie în versetul 25, sunt cuvintele împăratului. Și tu, Ezra, după înțelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune judecător și dregător care să facă dreptate la tot poporul de dincolo de râu, tuturor celor ce cunosc legile Dumnezeului tău și fă-le cunoscut celor ce nu le cunosc. Așadar, în concluzie acestei idei, Dumnezeu să ne dea minte să pricepem scripturile. Asta va fi măsura noastră de cunoaștere, o cunoaștere dreaptă. Într-o două idee, vreau să reținem că înțelepciunea pe care o dobândim, pe care o avem în minte, are un rol foarte important în cunoaștere. Vreau să vedem. Care este punctul până la care poate ajunge mintea să cunoască? Nu încape Dumnezeu în mintea noastră. Dar în mintea unui om poate să încapă suficient. Aș spune că este o echivalență. Cât ne-a descoperit Dumnezeu în Scriptură, atâta poate fi incorporat în mintea noastră. În filozofia grecească și asta apoi s-a introdus în vocabular și acești termeni apar și în Noul Testament. Există trei valențe ale înțelepciunii. O primă dimensiune este cuprinsă în cuvântul Sofia, de unde avem noi filosofia, filoi, dragoste, dragoste de, de cunoaștere ar veni cunoașterea lucrurilor și a cauzelor lor. Este acea primă parte a înțelepciunii care face recepția tuturor cuvintelor și evenimentelor. Auzi ceva, le poți recepționa și îți dai seama de sensul lor, de cauza lor. Apoi intră pe rol fronesis, adică acea prudență Chipzuință de a ști ceea ce trebuie să faci sau să nu faci. Tu poți să fii informat bine sau rău. Dar înțelepciunea te poate face să cântărești, pentru că are și o a treia valență numită sunesis, ceea ce ar fi concluzia sau judecata de a urmări lucrurile, să vezi dacă faci așa. Ce se întâmplă, sau dacă faci altfel, unde ajungi, ce rezultate sunt, o evaluare de la cauze la efecte, sau antefactum, factum, factum și post factum. Să poți dinainte să descifrezi problema, să o poți controla pe parcursul evoluției ei, dar să ai în același timp lumina finalității ei. Pentru că altfel oamenii pricep. Dar priceperea asta poate fi foarte parțială. Și nu se gândesc unde ajung, ce se întâmplă. Au o vedere scurtă, spunem, miopie, nu văd orizontul, deznodământul probleme. Aici vreau să fac o mențiune foarte importantă. Nu confundăm lucrurile. Mintea noastră nu poate să-l priceapă pe Dumnezeu cu capacități umane. Înțelepciunea lui Dumnezeu este pusă de el, dar în mintea noastră. Deci, cunoașterea lui Dumnezeu nu ține de mintea noastră, dar folosește mintea noastră. Dumnezeu nu mă poate face să-l pricep și să-mi introducă cunoștința în mâini sau în vreo alt organ o introduce în minte. Dar acea cunoaștere de Dumnezeu nu este izvorâtă din minte, ci mi-a dat-o Dumnezeu în minte. De aceea Duhul Prorocului este supus prorocului. Nu mintea a descoperit ce să prorocească, dar el cu mintea poate să analizeze și nu va spune o absurditate. Cu mintea lui poate să măsoare, să evalueze în funcție de lumina ce o primește de la Dumnezeu de aceea vis-a-vis -vis și de cele spuse până aici, este foarte important să ne rugăm lui Dumnezeu cum se spunea și Duminică să ne dea înțelepciune ce înseamnă asta? adică Dumnezeu să folosească capacitatea minții noastre și să pună în noi cunoașterea sa izvorută din cuvântul său un exemplu nu cunoșteau cei din vremea primii a Domnului Iisus decât Testament? ba da! dar au putut pricepe cum să înțelege? Au putut pricepe că El este Mesia? Puteau pricepe la care cum îl dea Dumnezeu lumină în minte. Și pentru care ajungeau să înțeleagă ce clar deveneau lucrurile, cât pentru ceilalți îl întrebau, dar oricum ar fi pus problema în întrebare, orice răspuns le-ar fi dat, totul rămânea neînțeles. De aceea insist asupra acestei idei și vă citesc din Iacov, capitolul 1, versetul 5, dacă vrunea dintre voi lipsește înțelepciunea și eu spun fără să greșesc. înțelepciunea în al cunoaște pe Dumnezeu, toți au nevoie încă să le mai dea Dumnezeu. Vă întreb un singur lucru. Apocalips 13, 18, Acolo scrie așa, aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să arate numărul fiarei? Care e numărul fiarei? Vedeți câtă înțelepciune ne trebuie? Aș spune că este o culme a înțelepciunii. Și în vremea aceea, cei sfinți și pricepuți vor înțelege. Poate n-ar fi o rugăciune înțeleaptă să ne rugăm noi de acum să ne-l descoperă în momentul de față. Vine vremea. Dar avem nevoie de alte lucruri care să ne le descopere Dumnezeu acum. Și este scris aici că Dumnezeu dă cu mână largă și fără mustrare. Și apoi totul Iacob scrie în capitolul 3, de la versetul 13, că înțelepciunea asta care vine de sus, este distinctă de una firească, pământească, drăcească. Deci are ca supor mintea, dar nu-i confundabilă cu înțelepciunea omenească. Pentru că de aceea e scris că lumea cu înțelepciunea ei nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Filosofia, de exemplu, are ca și obiect cunoașterea lucrurilor din jur, de la divinitate până la orice alte lucruri materiale sau ideologice, pe baza minții. De aceea nu pot să-L cunoască pe Dumnezeu, că e nevoie de spirit. Dar spiritul vine în mintea noastră, dar iată când vine ce face. Și transformă și sfințește, scrie în versetul 17, înțelepciunea care vine de sus, este întâi curată. Discutam recent cu niște frați de ce anumiți teologi de-a lungul istoriei au emis anumite doctrine false fiindcă acelea nu le-au rostit pe baza înțelepciunii lui Dumnezeu, că asta e curată. N-are Ei le-au izvodit din mintea lor. Și în cel mai grav caz, au beneficiat în ghilemele spus și de o inspirație demonică. Dar ceea ce primește omul prin înțelepciune de la Dumnezeu e curat. Nu este sub nici o formă falsă, de exemplu, o profeție care e privită de sus, se împlinește cu lux de amănunt. N-are nici o expresie care să fie greșită în ea. Dar cum ar interveni mintea omului? Să mai potrivească omului, s-ar părea că e bine, așa va fi. Și exact acolo e defectul. Unde a intrat pe rol mintea omului. Această înțelepciune are și calități vlavioase, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnic. Deci iată că Dumnezeu nu face din noi numai niște deștepți, face din noi sfinți, Doamne, dă neharul acesta. Mai citește și din cartea Proverbele, capitolul 2, și mă gândesc în mod special la tineri și la cei veniți din afară, că poate cei care avem câțiva ani de pocăință ne-am sedimentat dar nu este ușor pentru ceilalți să priceapă în această confruntare de idei care în vremea noastră. Scrie aici despre trudnicia, despre dorința de a primi înțelepciunea asta care vine de sus să-L pe Dumnezeu. Capitolul 1 citim mai întâi de la Versetul 2. Pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minți, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată, de nepărtinire, ca să dea celor lor ne încercați agerime de minte tânărului cunoștință și chipzuință. Aceste calități sunt necesare. Și ele se instalează în mintea omului printr-o interpretare corectă a scripturilor. Ascultați-mă ce vă citește din capitolul 4, de la versetul 7. Iată începutul înțelepciunii, dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai dobândește priceperea. Înalți-o și ea te va înălța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o lună plăcută, te va împotobi cu o strălucită cu lună împărătească. Pentru vremea aceea era simbolul regalității, adică celui din tâi în imperiu, care putea să conducă, să, să dirigeze. Apoi în capitolul 8, în strigarea înțelepciunii, avem cuvinte chiar v-aș recomanda să, să, le citiți, să le recitiți. Eu doar selectez câteva dintre ele. Vă spuneam despre curăția înțelepciunii care vine de sus. Versetul 6. Ascultați-mă că ce am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Că -și gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna, toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele, toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știință. Asta e starea în care ar fi de dorit să ajungem. Adică pe baza celor scrise în Scriptură să pricep care este dreptatea, cum trebuie să te comporți în viață, să știi ce sfat să dai la un om, poate nu ți se dat ție să-l dai, atunci taci, Dumnezeu dă sfatul acela altuia sau îl dă lui direct. Și când mă gândesc la realitatea din biserici, dragii mei, câte dispute, uneori, nu vreau să spun că acestea sunt majoritare, dar totuși sunt, câte lipse de neînțelegere, unul zice într-un fel, altul într-altul, fiecare își dă cu părerea. De ce? E așa mică măsura noastră de cunoaștere. Pentru că ar trebui să luăm Scripturile și cu rugăciune să zăbofim asupra lor, să luăm câte un verset să medităm, să spunem Doamne. În situația asta ce aș putea să pricep? Dă-mi înțelepciunea aceea de a, de a cunoaște. Și Dumnezeu este dispus de dimineață până seara, înțelepciunea stă în piață, stă la porți, stă pe ulițe, peste tot, gata. Adică spune în orice moment al vieții, în orice fază sau situație. Să ne ajute și să ne înțelepțească. Dacă vom dobândi starea aceasta, putem să spunem că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne. Dragii mei, ca exemplu, l-aș da pe Daniel. Nu știu cât de bine, cât de bine, din punct de vedere teoretic, cunoștea Al Vechiul Testament, dar a putut să-l aplice a știut cu ce să nu se spurce, a știut cum să păzească legile Domnului, iar când au fost alte momente mai grele, a știut unde să apeleze. Era omul care nu era prins pe picior greșit. Uneori facem greșel în viață și în urmă ne dăm seama, trebuia acționat altfel. La Daniel nu s-au găsit greșeli. Datorită măsurii din înțelepciune, el a stat foarte aproape de Dumnezeu și de cuvântul său a stat foarte lipit de Domnul în rugăciunile sale. Pentru că, de fapt, asta este viața de credință. Dacă putem să o ducem și să luăm note bune, a spune, fiecare zi, dar la altfel tot în mediocritate. Și iar ne adunăm duminica viitoare și spunem, frați, toți suntem greșiți. Da, stăm în asta, am luat patru, 5, 6. La 7 ne bucurăm. De ce? Fiindcă stând departe de manual, și nu cerem consultație de la Dumnezeu. Doamne, îndură-te de noi. Amin. Un al treilea principiu. Există un raport între sfințire și cunoaștere. Dumnezeu nu se descoperă decât oamenilor curați. Înțelepciunea separată de dreptate nu-i decât abilitate care dă naștere la șmecherii. Și o astfel de înțelepciune se va întuneca precum s-a întunecat a diavolului. El a fost foarte înțelept la început, dar i s-a stricat înțelepciunea datorită atitudinii sale vinovate. Dumnezeu, prin atributele sale, nu permite lumină decât celui neprihănit. Hai să citim câteva versete rămân în psalm, în proverbe mai întâi și apoi în psalm, proverbe 4 cu 18 și 19. Nu zis ce frumos rezultă acest principiu de aici. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare. Ar cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Ești neprihănit, adică trăiești în dreptate, Dumnezeu te se descoperă, îți face lumină și te duce până la miezul zilei, până la maximum de lumină necesară. Dar ascultați versetul următor calea celor răi este ca cu gros. Ei nu văd de ce se vor potigni. Deci ei nu-și dau seama unde vor face greșeala. Alții vor se ziza. Ei vor recunoaște după aceea poate. Ascultați ce scrie în Salmi, mai întâi 36 cu 10. Este o rugăciune corectă, ce e ascultată de Domnul întinde și mai departe bunătatea pe cei ce te cunosc și dreptatea pe cei cu inima neprihănită. Sau și mai clar, Psalmul 97 cu 11. Lumina este semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cei cu inima curată. Deci, nu se poate să-l cunoști pe Dumnezeu numai dacă vrei să fii mai sfânt cu fiecare zi. Dumnezeu nu negociază cu noi și nu are angajați cu jumătate de normă decât cu toată inima și cu normă întreagă. Altfel, vă citesc din 2 Timotei 3 să vedeți la ce paradox se poate ajunge. Poți să ai școli teologice. licențe sau alte studii mai înalte în filozofie sau orice alte aturi în viață. Scrie în 2 Timothee, capitolul 3, de la versetul 6, despre unii care mumesc prin stări morale pe alții sau pe altele care învață totdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. Pentru ei niciodată nu va fi clar. Dumnezeu nu li se va descoperi. Și când vă gândiți că în același capitol scrie că Scriptura e dată omului ca să ajungă de săvârșit și aceștia nu vor ajunge. Nu vor putea să priceapă să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Întoarcem o foaie și vă citesc din titlul 1 cu 16 aceeași idee. Citim și 15, înțelegem în întregime ideea. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat, până și mintea și le sunt sporcate. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc că sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Degeaba afirmă cunoaștere cineva care trăiește în păcat. Ea este fals. Vă citesc și din cartea lui Iosea? Pentru că de aceea e mostrat Domnul prin profetul acesta și prin alții. Și ei pretindeau că îl cunosc pe Dumnezeu și dădeau sfaturi, proceau, aveau judecători, preoți. O să iau pagina 878 de la versetul 1. Pune trâmbița în gură, Vrășmașul vine ca un vultur peste casa Domnului, căci au călcat legământul meu și au păcătuit împotriva legii mele. Atunci vor striga către mine, Dumnezeule, noi te cunoaștem, noi, Israel. Cum? Când Israel a lepădat binele cu scârbă, de aceea vrășmașul îi va urmări. Aveau pretenția, templu Domnului, templu Domnului. Dar viața lor era vinovată. Nu degeaba să încheie scriptura printre altele cu sfatul: cine este sfânt, să se sfințească. Doamne, ajută-ne. Dragii mei, păziți-vă de oamenii care par inteligenți, dar viața lor nu este curată. Nu se poate din aceeași vână a izvorului sau dintr-o fântână tulbure să ia cineva vreun pahar de apă dulce, sănătoasă. Și un al patrulea și ultim principiu. Duhul Sfânt are un rol călăuzitor la nivel de individ. El, de fapt, este cel ce execută lucrarea în mintea omului. Dar El este Sfânt? Duhul este cel ce ne ridică gradul de cunoaștere, de percepere, de judecată, de analiză. În om, carne este fără niciun folos. Mintea nu are nicio valoare decât de animal, Dul este Cel ce dă viață și aduce inspirație și lumină. Înțelepciunea este darul Lui. Să citim cele scrise de Ioan în tia sa epistolă, capitolul 2, versetul 20 și 27, unde el numește această călăuzire ungere. Și am amintit aceasta separând-o de înțelepciune, pentru a înțelege că înțelepciunea cunoașterii lui Dumnezeu nu devine monopolul nostru. Este păstrată tot timpul ca un atribut al Duhului Sfânt în noi. Adică noi niciodată nu vom poseda lumină proprie. Noi avem lumină numai în măsura racordării noastre la sursa lui Dumnezeu, la sursa de lumină când îmi mărește Dumnezeu lumina, e ca și cum schimbă un bec de 24, așa de la o baterie, de la o lanternă, sau de 12 sau mai puțin, și mă aduce la o sursă de curent, cum avem noi la iluminatul caselor noastre, sau chiar la una mai puternică. Dacă când se întrerupe curentul de la sursă, cât mai durează lumina în cameră? prea puțin. Iată cum scrie Ioan aici. Voi dar ați primit ungerea din partea celui sfânt. Și ce scop are asta? Și știți? Orice lucru. este foarte important. 27. Cât despre voi ungerea pe care ați primit-o de le rămâne în voi. Și nu aveți trebuință să vă învețe cineva. Și după cum Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el, după cum v-a învățat ea. Deci, noi avem nevoie uneori să cerem sfat de la alții, dar noi avem călăuzire proprie. Dumnezeu conduce pe fiecare individ pe calea cea dreaptă și bună. Sunt lucruri în care e mai ușor să-l citim pe Duhul Sfânt și să-l ascultăm în ceea ce ne spune te provoacă cineva la o afacere, cum zice în cartea Proverbele, și îți dai seama că e ilegală și e necurat. E ușor să extragi lumină din ceea ce ai citit și în mintea ta vei simți încurajarea și încredințarea de la Duhul Sfânt. Nu te du, refuză, dar sunt lucruri grele. Sunt oameni care ajung să fie arestați, să fie interogați, terorizați. Pentru asemenea situații, spunea Domnul Iisus Hristos, citesc din Luca, capitolul 21, că rolul Duhului Sfânt devine mai puternic. Și lumina trebuie să fie așa ca un fulger, cu spontaneitate și putere dumnezeiască. Luca 21, versetele 14 și 15. Țineți bine minte, să nu vă gândiți mai de ce veți răspunde. Căci vă voi da o gură și o înțelepciune care nu vă putea răspunde, nici sta împotrivă, toți potrivnicii voștri. Și cu cuvinte asemănătoare, aceasta este redată și în Matei, capitolul 10, versetul 19 și 20. Dar când vă vor da în mâna lor să nu vă îngrijorați gândindu-vă sau cum sau ce veți spune, că ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela. Asta unde va fi dat? În minte. Fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Nu de mult s-a spus aici despre acel student și mai sunt cazuri. Am auzit eu încă o relatare autentică despre oameni care au avut examene și prin Duhul au primit iluminare la nivelul minții și au scris subiecte pe care nu le învățaseră ei. Nu din lene. Poate n-au avut materialul, poate n-au avut timpul să acoperă toate cursurile. Dar dacă pentru niște lucruri banale, pentru un examen profesional de Domnul Lumină unora, cum nu va da în momente cheie când este necesar să răspunzi în fața unei ispite? Pentru că așa se întâmplă când păcătuiesc oamenii și aud o predică, își dau seama că au greșit. Dar de ce au greșit atunci? N-au avut lumina sau n-au avut tăria să împlinească. Sau poate se sizează alții și îi mustră frații. Măi frate, dar soră, uite cum scrie aici în Biblie. Tu nu te-ai gândit, n-ai știut, n-ai citit niciodată acolo. m am citit frate, dar n-am înțeles sau nu mi-a venit atunci lumina și am greșit, am fost slab. Dar ascultați-mă, sunt uh, situații în care unii sfinți nu primesc lumină și nu au cunoaștere asupra unor lucruri. Ca exemplu, Iov. Știa el ce s-a discutat în cer despre el. Când Duhul Sfânt nu-ți descoperă, spunea și Elisei cândva și. Sunt mai multe situații. Ce ai de făcut? Rămân principiile în picioare. Când nu știi ce să faci, respecti principiile. Ce spunea Iov? Fie că îmi dă Dumnezeu dreptate, fie că nu-mi dă. Un lucru știu, nu voi călca niciodată poruncile celui sfânt. Astea sunt momentele de criză. Că dacă am avea întotdeauna, dacă întotdeauna lumină de la Domnul, nu știu ce să facem și-a răspunde la toate întrebările. Dar sunt întrebări în chestionarul vieții noastre unde trebuie să răspundem, nu știu, aștept, rabd, și a venit vremea când Iov a primit lumină de la Domnul, în final. Și atunci a zis, gata, am înțeles, asta e partea mea, mă pocăiesc, n-am nimic de adăugat. A fost un moment în vremea împăratului Ezechia, citesc din 2 Cronici 32, când Dumnezeu i-a dat un test. Au venit oameni din Babilon să-l întrebe de sănătate și asta e o problemă foarte curentă. Vin niște musafiri la tine și nu știi ce te întreabă, cum merge discuția. Și te scapi și faci o greșeală. Vorbești de cineva sau nu vorbești de Domnul, greșești în anumite afirmații și atunci îți lipsește lumina. Dar rămân principiile, atenție! 2 Cronici 32, versetul 31 Însă când au trimis căpetenii de Babilonului Sol la el să întrebe de minunea care a pusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Și-a greșit Ezechia s-a mândrit. Dar scrie în Deuteronom 8, vezi să nu zici niciodată prin puterea mâinii mele și întotdeauna să faci precizarea, Dumnezeu mi le-a dat pe toate acestea. Și asta a scăpat Ezechia să facă și a căzut în aspectul mândriei. N-a greșit atât de grav cât nebucat de care s-a laudat cu întreg Babilonul, dar a făcut greșeala aceasta. I-a lipsit lumina atunci. Iată cât de atenți a trebuit să facem. De aceea Biblia ne spune să fim nici la vorbire, la mânie, înceți, ca să nu facem greșeli. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască. E drept că unii oameni sunt cu nervii mai slăbiți și, și vorbesc de numai gata. Ei sigur fac păcate mai mult ca ceilalți, dar și cei care vorbesc rar pot să spună câte o prostie din când în când. De aceea Atenție sporită și Doamne dă-ne lumină. Iar pentru lucrurile care nu le înțelegem noi la nivel individual, Dumnezeu prin ceilalți din biserică, prin alte organe ale trupului poate să ne dea lumină. Este un principiu călăuzitor al Duhului Sfânt să naște, să te călăuzească numai prin tine însuți. Poate la Pentecostal mai puțin există principiul acesta, că noi suntem tare obișnuiți cu mesaje prin alții. Dar poate sunt în alte denominații, la frații baptiști sau la creștini de pe Evanghelie. Să-l călăuzească Domnul pe fiecare. Da, îl călăuzește, dar nu în totalitate. Este călăuzit prin predicator, printr-un văzător, printr-un consilier, da? Ca exemplu, Asaf din Psalmul 73, spuneți-mi: A primit Asaf lumină numai prin meditația sa? Nu. Era să cadă de la credință. S-a tot gândit. Și-a sfărâmat mintea, dar zadarnic că a fost Truda. Și când s-a lămurit? Atunci când s-a dus la adunare. Și acolo, Dumnezeu a vorbit printr-un altul. Poate prin cântarea unei surori. Poate prin o predică întreagă sau un segment, printr-o idee, Dumnezeu îți vorbește și îți aduce lumină la problema ta. A venit unii oameni să discute cu un frate la consiliere și până să ajungă să prezinte ideea cu pricina care a fost cauza venirii, din discuția respectivă nu mai auzi că spun frate, domnul a dat lumină, gata, am înțeles. Și atunci Duhul Sfânt face joncțiunea între Duhurile minții și te face să pricepi și îți aduce iluminarea. Și în urmă a declarat Asaf, și vă citesc din finalul Psalmului 73, cu totul cu totul diferit față de ce spusese la început. De aceea să nu vă pierdeți de unul singur. Scrie el aici, versetul 23, însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Da, cum adică? Dacă e Dumnezeu cu tine de mână, de ce nu te-ai deșteptat numai atunci când ai intrat în casa Domnului? Fiindcă Dumnezeu ne călăuzește prin frați, prin ceilalți, și apoi și-a dat seama că de fapt era modul lui Dumnezeu de a-l călăuzi. Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu încă se splăcerea nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Repet cele patru principii enunțate în această seară. Dumnezeu ne dă cunoaștere prin cuvântul Său. În Biblie avem Lămuriri pentru toate problemele vieții. Numai că Biblia trebuie interpretată corect. Dumnezeu ne dă cunoaștere prin minte. Numai atât va cunoaște un om cât îl poate duce mintea. Mintea este organul cel mai important din om. De aceea, E nevoie ca aici, în Duhul Minții, Dumnezeu să lase lumină asupra tuturor lucrurilor. Ca mamă, de exemplu, să știi cum să procedezi cu copiii sau ca tată cu soția ta. Poți să știi psalmii pe de rost. Să-i foarte bine dacă știi. Dar dacă n-ai deslușită ideea acolo, e ca și cum ai avea și făina și uleiul și arde gazul degeaba că nu știi cum să faci aluatul și să pui și drojdii să-ți faci o pâine bună. Mintea face prelucrările necesare. În minte lasă Dumnezeu lumina. Despre minte vorbește înțeleptul, în un proverb 4 când zice păzește-ți inima, asta înseamnă păzește-ți mintea mai mult ca orice, că din ea ies izvoarele vieții. În al treilea rând, există un raport de nelăturat între cunoaștere și sfințire. Dumnezeu nu călăuzește numai oamenii care vor să fie pe de-a întregul cu inima dată Lui. Amin. Și în al patrulea rând, Duhul Sfânt este Cel ce realizează această călăuzire prin iluminare la nivelul minții, prin a ne descoperi cuvântul, El ne îmbogățește capacitatea, El ne sfințește. Și ce nu poate să ne călăuzească de unul singur, la nivel de individ, se folosește de celălalt din biserică. Și astfel, cunoașterea noastră devine mântuitoare, că prin ceea ce cunoaștem ne mântuim, dar devine și operativă, potrivit cu chemarea și cu nevoile vieții fiecărui om. Și pentru asta citesc din 2 Timotei, capitolul 1, de la versetul 9. Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, versetul 10, dar care a fost descoperit, deci Domnul Iisus Hristos acum și lumina sa și harul și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Probădătorul și apostolul ei am făcut eu și învățător al neamurilor. Și din această pricină sufăr aceste lucruri, dar mie nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut. Deci era așa de clar și de lămurit în ce privește mântuirea lui, încât nici pușcăria și nimic nu îl făcea să se bâlbăie. Știa, era sigur pe asta. Și apoi încă el zice, și sunt încredințat că el are putere să păzească și am încredințat până în ziua aceea. Și apoi îl sfătuiește, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Deci vrea să-i spună tot ce te-am învățat ca să fii un om destoinic, ține la ele și Duhul Sfânt este cel care ți le fixează și ți le acționează în minte. Și am reținut o definiție pe care o enunț în final. Creștinul are viziunea de a-L cunoaște pe Dumnezeu și puterea de a transforma viziunea în acțiune, și judecata de a urmări cursul evenimentelor în vederea realizării scopului. Adică, Dumnezeu îți dă lumină și te face să poți acționa practic în virtutea luminii ce ți-a dat Ca finalul să ți fie bun să nu faci greșeli în viață. Doamne, dă-ne lumina ta și călăuzește-ne în tot adevărul. Amin.